facem eforturi în continuare, vrem să vină cât mai multă lume la acest concert. Banii vor fi donați în totalitate. La finalul spectacolului vom anunța suma ce s-a strâns, suma ce va fi donată Spitalului de Copii și va fi dublată de către Codin Maticiuc, cum a spus, prin Fundația Metropolis, ca să realizăm această secție de primiri urgențe. Sper ca oamenii să cumpere în continuare bilete și să strângem cât mai mult bani.